Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Orizont Spiritual. Continuăm astăzi rubrica Explicarea Credinței. Iconostasul sau catapeteasma despart naosul de altar. El simbolizează perdeaua templului din vechiul legământ, ce despărțea Sfânta Sfintelor de restul templului. Pe catapeteasmă se așează icoanele lui Hristos, ale Maicii Domnului și ale feluriților sfinți. Catapeteasma, care ferește Sfânta Sfintelor de privirea credincioșilor, ne aduce aminte de taina lui Dumnezeu, care nu poate fi niciodată de plin înțeleasă de către omul mărginit. Al doilea șir de icoane, de pe iconostas, înfățișează principalele scene din viața Domnului nostru, de la Buna Vestire până la Înălțare, slujind drept Evanghelie văzută pentru credincios. Nu toate bisericile au acest al doilea rând de icoane. Ușile împărătești ale iconostasului se numesc împărătești datorită faptului că Hristos împăratul este dus prin ele în taina Sfintei Împărtășanii, atunci când preotul aduce preacinstitul trup și sânge obștii credincioșilor. Ele ne amintesc că numai Hristos este ușa ce duce către părtășia cu Sfânta Treime. Și intrând iarăși în Capernaum, după câteva zile, s-a auzit că este în casă și îndată s-au adunat mulți, încât nu mai era loc nici înaintea ușii și le grăia lor cuvântul. Și au venit la el aducând un slăbănog pe care îl purtau patru inși și, neputând ei, din pricina mulțimii, să se apropie de el, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și, prin spărtură, au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănogul. Și văzând Iisus credința lor, i-a zis slăbănogului, Fiule, iertate îți sunt păcatele tale. Și erau acolo unii dintre cărturari care ședeau și cugetau în inimile lor. Pentru ce vorbește acesta astfel? El hulește, cine poate să ierte păcatele fără numai unul Dumnezeu? Și îndată, cunoscând Iisus cu Duhul lui, că așa cugetau ei în sine, le-a zis lor, De ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai ușor a zice slăbănogului, iertate sunt păcatele, sau a zice, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă? Dar ca să știți că puterea are Fiul omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului, zic ție, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și luându-și patul a ieșit înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și slăveau pe Dumnezeu zicând, asemenea lucruri n-am văzut niciodată. Eu sunt ușa, acela care va intra prin mine se va mântui. Același lucru îl spune Domnul și în altă parte. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Și mai limpede a spus-o atunci când a grăit, fără mine nu puteți face nimic. Așadar, creștin e cel ce e cu totul în Hristos și orice ar avea în sine prețios are de la Hristos. Dreptatea lui este dreptatea lui Hristos și trupul lui, tot al lui Hristos este. Cel ce se mântuiește și se mântuiește tocmai pentru că este îmbrăcat în Hristos. Numai astfel se poate apropia de Tatăl. Noi am căzut de la Dumnezeu și ca atare suntem fii ai mâniei. Numai atunci când ne apropiem de Tatăl în Hristos și în numele lui Hristos, dreptatea dumnezească se dă în lături și El își tinde mila către noi primindu-ne. Pecetea lui Hristos se întipărește în întreaga firea creștinului, iar cel care o poartă va merge prin mijlocul umbrei morții și nu se va teme de rău. Ca să fim astfel avem tainele, botezul și împărtășania, căreia îi premerge spovedania la cei ce au păcătuit după botez. Acestea ni le-a pus la îndemână Domnul, dar noi, pentru a le primi, trebuie să avem următoarele stări ale Duhului. Credința, care mărturisește, eu am pierit și mă mântuiesc numai prin Domnul Iisus Hristos. Dragostea, care râvnește,
să jertfească totul Domnului, Mântuitorului, fără a cruța nimic. Nădejdea, care nu așteaptă nimic de la sine însăși, încredințată că Domnul nu o va părăsi, ci va avea de la El tot ajutorul, atât lăuntric, cât și din afară, întreaga viață, până ce va fi luat acolo unde este El însuși. Nu lipsește martie din post, fiindcă martie are pecetea Sfintei Treimi. Deci e luna a treia. Și atunci e o lună dedicată Sfintei Treimi și nu trebuie să lipsească din post. Și sigur că dincioșii au această, să spunem, atracție mare. Sunt și celelalte luni ale anului pentru sfeștanii, dar acum ei țin foarte mult pentru că e o lună închinată lui Dumnezeu și ei fac slujbe de sfințire a casei, tocmai pentru că Dumnezeu în perioada aceasta a lunii martie să se îndure, să le dea ajutorul. Martie și mărțișor sunt două cuvinte separate. Martie e zeul războiului la romani, pentru că romanii aveau niște calcule. Războiul e foarte bun și plecau la război. Și acum, cred că aceleași apucători se mai pot întâlni că cea mai mare afacere nu este ca să aduci liniște, ci ca să te îmbogățești. Ei se îmbogățeau. S-au ocupat în imperiu care a ajuns până în Orient. Însă, cât a fost de mare, așa de nimic s-a făcut. Numai este decât limba aceea care, sigur, nu mai vorbește nimeni, nici cei de la Roma. Latina este o limbă de studiu, o limbă în universitățile medievale de circulație și este martie semnificativ tocmai pentru că, vedeți de ce ține morțiș poporul să nu lipsească? Numele acesta mi-arată că, eu v-am spus de cifratei, fiindcă e luna a treia, numele acesta al vechea lunii înseamnă Domnul care a ieșit este lumina. Filosofia. Filosofia cea ritoricească a grecilor se deosebește de credința creștină și prin aceea că această filosofie poate fi înfățișată limpede în cuvinte și înțeleasă prin citire. În vreme ce credința creștină nu poate fi înfățișată limpede în cuvinte și cu atât mai puțin poate fi înțeleasă doar din citire. Cel ce propovăduiește credința creștină nu o poate face fără a se da pe sine drept pildă. Iar pentru a o pricepe și a o primi, este trebuință și de citirea și de împlinirea cu fapta celor citite. Când Patriarhul Fotie a citit cuvintele Sfântului Marco Ascetul despre viața duhovnicească, el a băgat de seamă că întrânsele erau oarecare lipsă de claritate, despre care a zis cu înțelepciune. Aceasta nu vine din lipsa de limpezime a cuvintelor, ci de la adevărul pe care ele îl înfățișează. Adevărul acesta va fi înțeles mai bine prin făptuire decât prin cuvinte și nici nu poate fi înfățișat de plin în cuvinte. Iar aceasta, adaugă Marele Patriar, se întâmplă nu doar cu aceste omilii sau doar cu acest bărbat sfânt, ci cu toți cei ce se silesc să înfățișeze în cuvinte pravilele și rânduielile vieții de nevoință care pot fi cunoscute mai deplin prin făptuire, prin lucrare. Deci femeia este făcută să reziste la sculat de 8 ori pe noapte, a avut 4 copii, unul bolnav de pojar, altul care îți plânge că vrea nu știu ce, bărbatul care nu știu cum.
dar nu rezistă la să meargă și să fie, să aibă funcție de manager pe termen lung, o stresează foarte tare. Ea nu se descurcă cu tipuri diverse de activități decât cu un anumit preț, care este prețul sănătății ei. N-a fost făcută să facă asta. Astea sunt concluziile logice ale studiilor făcute. Ei, gândiți-vă că femeia se întoarce acasă, epuizată, bărbatul vine și el obosit. Ce găsesc ei acasă? Mâncare? Poate, da, poate nu. Cel mai important lucru, nu găsesc acel nucleu afectiv care hrănește viața de familie. Familia este un organism. E un sistem, un ecosistem, să spunem. E un organism, credeți-mă, pulsează, are inimă, are ce vreți. Tot ce are organismul, un organism uman, are și familia. Deci ea trebuie și hrănită, trebuie să pulseze o inimă acolo înăuntru ei. Care este inima aceea? De inima aia se ocupă femeia, nu se ocupă bărbatul. În mod real nu se ocupă bărbatul. El nici nu poate să o facă. Degeaba îi spui, stai cu un bărbat acasă să-l îmbraci și îi pui șorți, stă acasă și el se ocupă de nucleu și vine, draga mea, ai venit. Nu poate să facă asta. Femeia o poate face, că e în firea ei. Ea are capacitatea asta de a dărui un anumit fel, un anumit tip de afectivitate. Se dăruiește pe sine. Ei, în momentul în care vine acasă și ce să găsească? E epuizată. Unde să mai ai timp să mai faci? Trebuie să fugi repede, să faci de mâncare, faci... Și bărbatul se găsește într-o casă străină. Că tu nu găsești acolo ce? Nu găsești căminul. Nu arde focul în cămin. E frig, frate. Ai fost plecat și tu și ăla s-a întors acasă, e frig. Păi până facem noi focul, se face noapte. Și mâine noapte ne plecăm și s-a terminat. Casa noastră nu se mai încălzește niciodată. Pentru că suntem străini de casa noastră. Trebuie măcar cineva să se ocupe de ea. Măcar cineva să era femeia în primul rând și bărbatul prin ceea ce era lui vocațional tipic să facă în această relație. Comunicarea. Am spus că familia este ca un organism. Ne întrebăm cu ce se hrănește acest organism. În mod esențial cu afectivitate. Dar altfel spus, putem spune prin comunicare. Și afectivitatea este o comunicare. Orice comunicare. Deci este esențial de petrecut timpul împreună. Timpul împreună nu înseamnă că noi doi stăm aici și ne uităm la televizor. Am mers la niște prieteni prin zona Hunedoare și am trecut pe o vale, valea unui râu printre munți. Și o căsuță de asta veche, țărănească, doi bătrânei, el acolo, ea aici, pe un pat, și aveau două televizoare aprinse, unul așa și unul așa. Și fiecare se uită la televizor. Eu când am ars în dreptul lor, am rămas pur și simplu blocat. Nu știu cum s-a întâmplat, că i-am sezizat. Ceva s-a întâmplat, s-a întors și am văzut că era asta. Era seară, deci se vedea televizorul aprins. De seara. Nu suntem, când ne uităm la televizor, nu suntem împreună cu celălalt. Oricine face experiența aceasta și oricât ne-am amăgi, televizorul are capacitatea să ne scoată mintea de aici, să ne ducă departe. Și atunci noi nu suntem împreună cu celălalt. Deci eu cred că televizorul, în primul rând, este hronofag, fură din timpul acesta atât de prețios pe care l-ar putea să petrecem împreună și care are un timp foarte necesar. E vital că nu ne mai întâlnim să vorbim. Și a spune nici măcar vorbitul. Deși omul, femeia, de exemplu, ei place să vorbească și să fie ascultat. Nu neapărat bărbatul să-și dea cu părerea. Și să-l simtă prezent cu ascultă. Ăsta e un mod în care ea se hrănește, se odihnește. Nu este un lucru rău. Noi trebuie să vedem cum funcționează lucrurile ca să le înțelegem și să putem merge mai departe în înțelegerea acestui organism care este familia. Și ea vine acasă și ea vorbește și bărbatul e cu mintea undeva, dacă este acasă. Și până mi-ai spune, băi, tu ești absent, măi, tu n-ai nimic în casa asta, tu ești un vizitator, tu nu existi, tu nu vezi. Și el spune, băi, ce-o vrea femeia asta de la mine? Sunt acasă, am venit. Ce? Problema este alta. Problema este că noi nu mai avem acea minte simplă care ne făcea în mod natural să fim foarte aproape unul de celălalt. N-ați văzut la țară, eu am prins, mergeam, făceam, mi-a plăcut să fac prin satele din România cu legile de folclor și vedeam pe bătrânei cum stăteau ei, soți, soția, bătrânii așa în poartă. Spuneau o vorbă, tăceau 5 minute,
Dar erau foarte acolo și se odihneau. Liniștea, insist foarte mult pe liniște. Poate și pentru că m-am născut în mijlocul Bucureștiului și am fobia zgomotului, dar liniștea este cea care ne dă posibilitatea să ne apropiem de celălalt. În ce condiții sau unde mai vedeți dumneavoastră oameni care să stea unul lângă altul și să tacă, dar să simtă pe celălalt prezent? Noi nu mai putem, trebuie să auzim tot timpul ceva. Dăm drumul la un televizor, dăm drumul la o radio, citim ceva, avem nevoie de informație. Dom'le, pentru că am intrat într-o vrie, am intrat pe o pantă și mergem la vale și parcă ne este frică să ne oprim. De ce? Pe ce om descoperi în noi? Că acolo e jale înăuntru. Trebuie să pui ordine în tine. Și ca să pui ordine trebuie să te oprești. Noi nu ne mai oprim din căderea aceasta. Și asta iar este o mare problemă. Eu chiar le spun că îmi spun unii, măi, dar eu plec dimineața la serviciu și mă întorc seara la 10. Cum să fiu eu cu soția mea? Mă, mai e o... Dacă se spune că nu poți face altfel. Dacă nu poți face altfel. Dacă pleci dimineața la serviciu și te întorci seara la 10 ca să-ți mai iei o mașină sau ca să-ți faci nu știu ce, ai altceva. Pentru că trebuie să fim și atenți și o să discutăm despre asta. Problema este că dacă se întâmplă că nu se poate altfel, mai există o șansă. Mintea ta să fie cât mai mult apropiată de soție și de copil. Omul simte mintea celuilalt.